dimineața. Iată, ne-am plecat de câteva minute din localitatea Vulturi, județul Iași. Și ne îndreptăm către Putna din județul Suceava. Pentru astăzi avem de parcurs distanța de 303 km conform planului nostru. Dorim ca astăzi să atingem cel mai nordic punct din punct de vedere geografic al României, fiind vorba de localitatea Gorodiștea, județul Botoșani. Vom rămâne deci în localitatea Putna, unde în seara asta încercăm să vă arătăm mănăstirea Putna și chilia lui Daniel Sihastru de la Putna. Facem o scurtă retrospectivă a zilei de ieri, a zilei numărul 4. Ieri am plecat din localitatea Murighiol și ne-am îndreptat către localitatea Vulturi, unde am înoptat azi noapte. Ieri am pus mașina pe evac de la aici, Brătianu, la Galați. După care am urmat valea râului Prut, pe lângă cele mai apropiate drumuri, pe cele mai apropiate drumuri față de frontiera de stat a României. Avem acum editat un vlog despre ziua de ieri, în care veți vedea că am folosit chiar și drumuri agricole ca să fim cât mai aproape de frontieră. Când vom posta vlogul, chiar este un vlog foarte interesant. Noi acum ne îndreptăm către localitatea Ștefănești din județul Botoșani. Mai avem 69 de kilometri până în acea localitate, după care vom urma localitatea Rădăuți Prut. Drumul este bun, sunt în pădene 24C. Nu prea e trafic. Și astăzi vom folosi drumuri comunale, județene, pietruite, în special în zona de nord a Botoșani, a județului Botoșani. Suntem în localitatea Bivolari din județul Iași. Este o localitate de frontieră. Este ultima localitate din județul Iași, după care vom intra în județul Botoșani. Drumul este bun. În localitate mergem și noi mai încet, că să nu trecem pe la premiere, pe urmă. Respectăm limita legală. În dreapta avem râul Prut. Suntem foarte, foarte aproape de râul Prut. Deocamdată putem să vă arătăm că sunt case pe aici, dar în spate la case e o lizieră de pădure în care se află râul Prut. În județul Botoșani ne îndreptăm către Rădăuți Prut. Am trecut vreo 3 localități până în prezent. Drumul este foarte, foarte liber. Cred că numai noi singuri suntem pe drum. Ne întâlnim cu câte o mașină, două, la 3, 4, 5 km. Vremea e cam înorată.
s-ar putea să mai să fie șanse mari iar de ploaie. Continuați să vă deplasați 20 de kilometri. Iar mi-a spus Gacica că trebuie să mă deplasez 20 de kilometri. Numai să nu se mai uite pe tablul de bord. Avem în față lacul de acumulare Stânca Costești, un lac de acumulare aproape râul Prut. Mai în jos, în orașul Ștefănești, este chiar și un punct de frontieră care trece în Republica Moldova. Mi se pare că acest lac ar fi construit în colaborare cu Republica Moldova. Acum nu mai putem arăta nimic pentru că este o lizieră de sacă. E lacul și după aia Republica Moldova, pare pe malul celălalt, pe malul drept. Avem 59 de kilometri și ajungem la Rădăuz Prut, după care vom continua drumul către Odoriștea, cea mai nordică localitate din România, Baranca, și vom pe drumul județene și comunale vom ieși la Vicovul de Sus, tot la fel un punct de frontieră, dar de data aceasta cu Ucraina. După care vom continua drumul către Putna, unde vom rămâne în această seară la Putna. Drumul e foarte bun, e liber.
toate mai jos acolo un sistem de irigație. Deci, acest sistem trage apa din direct din din lac. De fapt, toată zona aceasta, din câte se pare, este irigată. Ar fi și păcat să nu fie irigată la ce sursă de apă e aici în zonă. Turul României pe contur a ajuns, acum a trecut de localitatea Manoleasa Prut. Suntem exact pe malul Prutului. După cum v-am spus, urmăm drumul către Rădăuz Prut. Ce se vede peste Prut în partea aceea este pe teritoriul Republicii Moldova. Mașina o avem aici, o avem aici lângă noi. Copilotul își face, îmi face poze. Acel stegulesc care, tricolorul care flutură acolo sus, l-am primit cadou de la Orlea. Are până în acest loc aproximativ vreo 1600-1700 de kilometri. Traseul turul României pe contur a ajuns în acest moment în Rădăuz Prut. De aici ne vom îndrepta către Orodiștea, vom folosi un drum județean. După 500 de metri, continuați să vă deplasați pe direcția înainte, 24C. Mi-a dat mesaj că sunt în Republica Moldova iar. Suntem foarte, foarte aproape de Republica Moldova. Continuați să vă deplasați pe direcția înainte, 24C, apoi virați a doua la stânga. După 150 de metri, virați la stânga, 29A. În față avem vama Rădăuz Prut, chiar o să merg până aproape de vamă. Virați la stânga. Nu o să filmăm acolo în vamă. Lasă, că nu o să filmez în vamă, că nu avem, dar lasă, mai las-o. Deci în fața acolo avem vama Rădăuz Prut. Aici. Așa, da, aici o să oprești filmarea. Lasă-o leacă, că nu ne mai apropiem mai mult, că nu avem voie să filmăm. Deci în fața avem vama Rădăuz Prut. Noi vom întoarce, vom face dreapta acum și vom merge către Orodiștea. Oprește filmarea. Acum turul României pe contur se pregătește peste 3,4 km să atingem cea mai nordică localitate din România, localitatea Orodiștea din județul Botoșani. Am trecut de Rădăuz Prut, urmăm traseul nostru. Sunt niște peisaje superbe în aceste locuri. De fapt, tot ce am parcurs până acum localități, deci nu le-am numărat până în prezent câte am parcurs de când am de la Calafa până în acest loc, dar toate au fost numai și numai localități de frontieră. Întotdeauna am încercat să
folosit cele mai apropiate drumuri. Dacă am ajuns, am folosit și drumuri agricole. Ieri am folosit un drum de vreo 6 km printr-un lan de porumbi. Inclusiv ați văzut drumul 249, cum arăta, alterna zone de asfalt cu drum de pământ, cu drum pietruit. Dar să știți că drumul nu a fost chiar așa de rău. Ce a fost o leacă în zonele cu drum de pământ. Deci practic și cu un autoturism 4x2 cu gardă joasă la sol se putea merge pe drumul acela. După cum se vede, traseul Turul României pe contură a ajuns în localitatea Vodoriștea. Suntem exact în fața indicatorului. Această localitate, după cum vă spuneam, e cea mai nordică localitate din România. O să oprim puțin motorul să facem niște poze și noi alături de mașină, alături de indicator. Cum se vede, traseul Turului României și pe contur și astăzi are drumuri pietruite. E vorba de DJ 291D. Deci vom merge până în localitatea Bicovul de Sus, de județul Suceava, pe acest drum, alternând tot la fel ca drumul cel de ieri, cu porțiuni de asfalt, porțiuni de pietriș, porțiuni de pământ. Am depășit viteza legală de 30 de km pe oră. Noi avem 65. Moldova a rămas în urmă. Deja de aici se vede la ucrainieni. E o localitate ceva acolo. Am coborât acum puțin mai jos să vede de vegetație. Dacă observați în partea dreaptă, e o localitate, acolo este Ucraina. Noi ne continuăm drumul pe drumul județean 291D. După cum am spus, e un drum pietruit, alternând cu porțiuni de drum cu asfalt. Drept înainte avem o serie de localități și noi dorim să ieșim la Bicovul de Sus, județul Suceava. Ieșim într-un drum național, după care vom continua drumul nostru către Putna. Și vom rămâne la Putna pentru diseară. Ar mai fi vorba de aproximativ 100 și vreo 30 de kilometri din momentul de față. Aproximativ 130 de kilometri din momentul de față. Eu am mai spus cândva că acest drum are în jur de vreo 80 de kilometri
de drum pietruit, dar să vedem că poate probabil Consiliul Județean Botoșan o fi reabilitând acest drum la anumite porțiuni, dar totuși e ok drumul, să știți. Acum trecem într-o pădure de salcâm. Acest drum, tot la fel, sunt localități de frontieră. Aici avem o bandă mai abruptă. A fost într-adevăr o bandă mai abruptă. Deci nu, e foarte, foarte bun. Deci am făcut acest lucru ca să de folosim drumuri din astea de pământ, de toate alea, ca să ne iasă perfect, adică aproape perfect turul României pe contură, exact cam cum ar fi harta. Bă, cum v-am spus ieri, am mers și până la Îndăporumb pe un drum. Aia 4 km, am zis că de ce să stau pe drumul național, așa, mai bine intru pe Porumb. Mai avem foarte puțin și ajungem la Oroftiana, urcând pe acest drum, drumul din stânga. Am dat peste acest minunat loc de belvedere. Avem acolo râul Prut. Deci, practic, aici este și graniță cu Ucraina, că aici deja avem Ucraina, statul vecin. Peisajele sunt superbe, drumul este foarte bun. Cu toate că e drum pietruit, drum de țară, este un drum foarte, foarte bun. Dacă aveți vreodată ocazia să veniți aici în zonă, veți găsi niște lucruri minunate. Noi acum continuăm drumul către Oroftiana, după aceea vom urma drumul către Baranca și alte localități ce le întâlnim în cale până la Vicovul de sus. După cum vă spuneam că acel drum județean, adică fiind vorba de drumul județean 291, alternează, deci drum cu pietriș, drum de pământ cu drum cu asfalt. Vom mai avea porțiuni de drum cu pietriș. Acest drum județean trece prin județul, deci face legătura între județul Botoșan și județul Suceava.
Noi avem ieșire după acest drum la Vicov de Sus. După cum știți, Vicov de Sus este și punct de frontieră între România și Ucraina. Noi și pe acest drum, toate localitățile după acest drum sunt localități de frontieră. Peisajele sunt superbe. Drumul este bun. Foarte bun, nu bun. Este foarte bun. Inclusiv ce am avut până acum, drumul de pietriș. Drumul pietruit. Foarte bun drumul. Am găsit acolo sus un loc de belvedere. Foarte frumos să privești de acolo. Acum suntem pe un drum comunal DC-74. Un drum comunal. După 400 de metri, virați la acest loc drumul este pietruit, dar în spate a fost și asfaltat. A fost și asfalt în spate, pe niște pondial. De pe că chiar n-am filmat acolo deloc, cât de bun era drumul cu asfalt și niște peisaje superbe. Partea cea mai interesantă a traseului nostru a început de ieri. Va fi fain și pe raza județului Maramureș. Iar sunt niște peisaje superbe acolo. Avem acolo niște peisaje la fel superbe. E vorba de pasul Câmpii Baba. Acum iar am ieșit la asfalt. Cum am zis, după acest 400 de metri, la capătul drumului, virați la dreapta, după 78. După cum am spus, alternează drum asfaltat și drum pietruit. Acum vom vira la dreapta. Vom merge pe acea vale. Virați la dreapta, 78. Am ieșit după drumul comunal 78, am intrat pe drumul comunal 77. Aici avem parte de asfalt. După 500 de metri, virați la stânga 77. Suntem acum pe un drum forestier. Mergem spre localitatea Terska. Deci folosim și drumul forestier ca să fim cât mai aproape de frontieră. Că de-aia se numește Turul României pe contur. Va mai urma asemenea lucru și în paraza județului Suceava, Maramureș. Raza județului Suceava vom încerca să trecem pasul Câmpii Baba. Tot la fel, e un drum comunal, fără asfalt. De informații pe care le-am despre acel drum, e bun și ăla. A fost locul unde am folosit și 4x4 pe drumul ăsta. De fapt este și un parchet în lucru. Era mai jos grămezi de lemne. Deci un parchet în exploatare. N-am vrut să filmăm acolo cu grămezi cu lemne cu astea, că erau muncitorii. Și n-am vrut, adică, ca să apară scandal și alea, adică că filmul după 400 de metri, virați la stânga, 77.
77. Noi acum ne îndreptăm spre Siret. Vom urma drumul din stânga. Aici dăm de asfalt iar, dar e cam degradat. Dați că am început să alergăm o găină pe drum. Pe un drum cu o pantă mai mare. Aici, după 430 de metri, virăm dreapta. Dăm de asfalt. Virați la dreapta. Am dat de asfalt. Ne continuăm drumul înainte. După 450 de metri, virați la stânga 52. Opa, bibilica, ușor, 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 ușor. Și Eduțu. Și Eduțu.
avem 5 km și ajungem la Punda, deci locul de destinație pentru această zi, ziua numărul 5. Din câte se vede, vom intra începând de mâine în Carpați, în zona de munte. Până în acest moment, traseul s-a desfășurat în lunga Dunării, în Valea Prutului. Acum, iată-ne, am ajuns în Suceava. Mâine ne pregătim să vă arătăm niște lucruri interesante aici, în zonă. E vorba despre toate mănăstirile din Bucovina, care intenționam să vi le arătăm și dumneavoastră. Și ne-ar face mare plăcere, de câte ori aveți pe drum aici în zonă, să vizitați aceste mănăstiri. În seara asta chiar vom începe cu Punda. Intrăm în comuna Punda.